Cum am realizat acest ceas din rășină epoxidică? Începem cu o bucată de placaj de lemn, pe care o tăiem în forma dorită pentru ceas. O aplicăm apoi cu un strat de primer acrilic și o lăsăm să se usuce. În acest timp, pregătim o mică cantitate de rășină care ne va servi drept bază. O colorăm într-o nuanță similară cu cele pe care noi le vom folosi mai târziu pentru a obține o armonie de culori. Adăugăm și pietricelele decorative și bucățelele de sticlă decorativă pentru a adăuga textura și a oferi o adâncime ceasului. Apoi urmează etapa de combinație a culorilor, unde în funcție de preferințele clientului amestecăm nuanțele dorite pentru a crea efectul final. Pașii următorii puteți urmări în continuare, însă dacă aveți întrebări sau vreți mai multe detalii, lăsați în comentarii, iar eu în videoclipurile următoare le voi explica. Thank you.